Judecătorii rămân fără 70 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut la ședința de astăzi a guvernului de către ministrul finanțelor Sergiu Pușcuță. Acesta a menționat că la solicitarea premierului Ion Chicu a semnat ordinul cu privire la blocarea alocațiilor pentru finanțarea sectorului judecătoresc prevăzute în legea bugetului de stat în sumă de 70 de milioane de lei. Această sumă va fi achitată în dosarul Gemeni după ce Republica Moldova a fost obligată de CEDO să întoarcă suma celor păgubiți. Acolo sunt mai multe articole de cheltuieli de la care se poate de redus această finanțare. Vă rog să le examinați toate, inclusiv cheltuieli de personal, dar nici într-un caz să nu fie atinse cheltuielile de, sau salariile angajaților alții decât judecătorii. Mă refer la grefieri și alte categorii de personal. Deci salariile acestor persoane nu trebuie să fie atinse. Potrivit ministrului finanțelor, acțiunea are loc în strictă conformitate cu legea finanțelor publice, care permite ministerului să facă acest exercițiu de blocare pe un termen de până la 60 de zile. A fost emis ordinul ministrului finanțelor privitor la aplicarea procedurii de blocare a unor alocații pentru finanțarea sectorului justiției, prevăzut în legea bugetului de stat pentru anul 2020, în sumă totală de 70 milioane de lei. Acest lucru se face în strictă conformitate cu articolul 69 din legea finanțelor publice. Contactată de postul nostru de televiziune, șefa serviciului de presă al CSM, Valeria Plămădeală, a spus că va veni mai târziu cu un comentariu. Săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii a criticat intenția autorităților de a obliga judecătorii să plătească din propriul buzunar pentru dosarele pierdute la CEDO, spunând că măsurile sunt ilegale. Amintim că săptămâna trecută, 5 judecători au intrat în atenția autorităților din cauza unui proces pierdut la CEDO, pentru care guvernul trebuie să plătească despăgubiri de 70 de milioane de lei. Acțiunile judecătorilor vor fi analizate de Procuratura Generală, iar integritatea acestora verificată de către Agenția Națională de Integritate la solicitarea premierului.